CSM Reșița nu s-a evidențiat în mod deosebit și a reușit doar un egal scor 1-1 în compania celor de la Unirea Dej, în prima etapă din grupa A a play-out-ului, Ligia a doua. Soarta partidei a fost consfințită în prima parte a jocului, atunci când Marian Drăghiceanu a deschis scorul în minutul 19, iar Daniel Pop a reușit egalarea în minutul 39 în urma unui corner. Chiar dacă matematic nu sunt salvați de la retrogradare, rosonerii au în continuare șanse mari de a juca și în următorul sezon în Liga a doua. În următoarea etapă din play-out, Reșița va juca în deplasare împotriva celor de la CSC Dumbrăvița. Partida este programată pentru 6 aprilie.